mișcare! Nici o mișcare! Să scap de unul, cum nu te lasă să răsufli. Yeah, haida! Dacă mă prind ai mei, mă pun să-mi țap groapa singur. I-am trădat și la ăștia nu-mi cape iertare. Nici nu o să le fie prea greu să te găurească. N-apucă să spună omul ceva, cât e și repez. Nu dai copțică. Ai intrat la apă, buze de iepuri. Ține asta ca să-ți încălzești oasele. Oh, unde zici că noptăm? La Marea Boarilor. Haideți, după mine! Te cunoaște toată lumea. Trandafirul galben. Cozia. Ați adus armele? Adus. Și cu românii ăștia ce-i? Căruța și mei. Am o ascunzătoare aici. Voi odihniți-vă, vă fi de ajuns. De rest, mă ocup eu.
prea-mi place încărcătura asta. Nici mie, mutrata. Dar buză de iepure unde e? Ce? Ce s-a întâmplat? Ce-i cu el? Era să-l prindă oamenii agii. La moara boarilor i-au lăsat un plumb în oase. Trebuie să-l ascundem undeva. Am eu grijă, lasă-l în seama mea. Tu trebuie să pleci cât mai repede în Transilvania să aduci câțiva frați. Aici o să te mormântăm, în hruba asta. Cât timp trăiește strigoaia, nimeni dintre noi n-are voie să greșească. Ți-ai călcat jurământul, ne-ai vândut lui mărgelatul, dar punem noi mâna și pe ăsta. Vrabia mălai visează. Până una alta el m-a salvat de la moarte, nu voi. Jurământ e jurământ, l-ai călcat. Știi ce te așteaptă? Morare, nu poți să hotărăști tu singur. Trebuie să afle și strigoaia. Cât lipsește ea, eu sunt al mai mare. Milă-și pomană, milă-și pomană. Milă-și pomană, băiere. Milă, firați, îndră. Ajutați-l, ajutați-l. Un bambuie, dați un bambuie, ajutați-l, bine de plătit. Fie vă milă, băiere. Lume, lume, veniți să vedeți! Vestitul circ imperial mărind cel mai apoi de poate numere! Femeia cu cumă cu triciul de spumă! Veritorul de sabii! Marele atlet Poncino rupe lanțul, rupe fier! Cu o singură mână ridică 200
munte de puduri! Balaurul apocalipsii, care măsoară 12 sângeni! O lovitură de coadă doboară un punct! Uitați-vă, oameni buni, l-a prins vizantea băcelarul la nevastă sa, l-a bătut și l-a tăbălit prin zboală. Bine că nu i-a tăiat momițele. Așa-i trebuie, a Oameni buni, oameni buni, ține, concetățeni, am întârziat. Dacă toată lumea trage de mine, vin direct de la roșiorii de vede, pentru că am auzit că pe aici multe lume suferă. Pe care te doare măseaua, dinții, apropie-te. Dumneata de acolo, poftim, nu te costă nimic. Fiecare dă ce poate. De la voi mai puțin, de la Dumnezeu mai mult. Vino, te văd legată la falcă. Te doare măseaua de minte, nu? Apropie-te, țățico. Apropie-te de doctorul Aurică. El te va vindeca. Ia cu vindecătura! Dacă nu o să-ți placă, îmi zici cuci. Aoleu, Mike, chiar că n-am simțit nimic. Care mai ești la rând? Profesorul Aurică vă stă la dispoziție. Nu vă iau din pungă pentru că sunteți necăjiți. Dar un ușor două acolo puteți lăsa în coș pentru cercetări, pentru știință. O consultație nu vă costă nimic. Care are ceva de dat, să dea secretarei mele. Cum te cheamă? Aneta lui Barbarasă din Dela Veche. De ce să-ți dau de măritici, de copil, de fată mare, de ducă-se pe pustit, de ochi, de boli femeiești? De măritici, tanti. Stai liniștită. Tu ești de ghindă. Te văd aici cu militar, de roșu, cu mustață. Treaba e ca și făcută. Să mai dea tactul ceva și ați făcut pasul, ați sărit pârleazul. Spune drept, ai sărit pârleazul. Acum te afli la mâna lui dacă ai fost proastă. Gata! Ia-mă un pun inima. Acum nu o să te mai supere. O să te ia. Să-i furi o cămașă să mi-o aduci. Să-i pui busuioc sub pernă, să-i torni în vin, să-l legi, să nu te mai uite. Pune pe tacul și du-te. Ți l-am adus, eu pune. Parcă te-aș cunoaște de undeva. N-ai fi cumva tu buză de iepure, ori mă înșeală pe mine ochiul. Păi n-avem nevoie de o mână de mort? Uite mortul! Cum nu? Că pe hoțul fără o labă de barabaftă îl prinde și pisica. Să ți-l spânzurăm puțin cu craci în sus? Da,
Să-i dea borșul pe nas. Să mai verse cum ne-a vândut el pe noi. Să spună tot. Hai. Cum te cheamă? Mihalaiche Căpățână, de la Sfântul Nicolae Șelar, din Maharaua Scaunelor. Vei? Puțin. Prea curvești? Ca fiecare. Copii ai? 4. Unul ține prăvălie lângă curtea veche, știi, mata manufactura la Curcubeu. De ce vrei să-ți dau? Să-mi ghicești de faliment, că vreau să scap de sărăcie, să duc și o viață mai bună. Paruța arată prost. O să-ți bată vodă urechea în cuie de ușa prăvăliei. Mai bine dă casele, vinde tot ce știi ce ai agonisit, ca să n-ajunsă care apă cu zacaua de la filaret. Mai am niște scule, unghi eu pe unde trebuie. Ai celat, ai tras pe sfoară, te-a blestemat careva. Știu eu pe Mamona. E pacostea grecească de Panaiotache. Din ulița frânge fierul. Pe el am nenorocit beleaua dracului. Lasă 5 galbeni aici. Să-ți fac slujbele cele mari. Ia păpușa și arde-o noaptea sfinților părinți. Ai înțeles? Ridicați-l! Ce ai nebunit? Eu hotărăs cine moare și cine nu. Să-mi-l biciuiți până de seară să curgă sângele din el cum curge apa sfințită din salcea de la biserica Sfântului Ion Piață. Sole, l'aria serena dopo la tempesta. Che... Te-ai întors, mia cara. Iar ai băut. Și pe nenorocitul ăla de crâșmar, dacă-ți mai dă vin, o să-l dau pe mâna Agiei să mă țină minte. Mai bine mi-ai spune ce ai făcut. Ce să fac? Mai nimic. Ne cântă cucu-n pungă la amândoi. O să ajungem la cutia milelor dacă mai faci la datorii. Unde o să te oprești? Che strega! Che stregone! Așa se vorbește cu Marle Gonfalone! Vincenzo Gonfalone! Artistul liric care a cântat în Norma de Bellini! Eu! Care am jucat în Mirtil și Chloe în travestii și am acompaniat la Veneția pe Gianfranco Milanese! Gianfranco Milanese, cabotin bătrân. Ai noroc că mai țin la tine. Mai bine spune-mi, garofono mio, ce isprăve a mai făcut Benedetto? Ce știi, un vântură lume. Mi fa schifo. E doar copilul tău? Parcă numai al meu. La vita e una merda. Nu vrei să-l vezi? N-avem ce să ne spunem. Vreau să fiu lăsat în pace. Da, să bei de dimineață până seara. Să te îmbeți. Să te strângă cavafii și bucătarii după drumuri. Să strige toată lumea. Eu sunt marele Gonfalone care a cântat în italiana din Algir. Ubriaco! Putana! Ce-i un becamor, cioclule? Am să-i spun chiar eu că nu mai vrei să știi de el! Măcar dacă ar fi al meu! Hătăule nemericule, ți-am spus de 1000 de ori! Cine să te creadă? Putea să fie al cui vrei! Parcă eu nu știu câți amanți ai avut și cum mă îmbătaie ca să-ți faci de cap și să pleci unde vedeai cu ochii! Tu m-ai adus în starea asta! Ia te uită la el! Mascațone! Vai via! Mano tu sole, come la in me, o sole mio, stai in fronte a te, o sole mio. Unde-i sora mea? Acum se pregătea să iasă. Ce-i cu tine? De ce ai venit așa pe neașteptat? M-am certat cu bețivanul ăla de bărbatul meu. Nu mai crap odată să scap de el. Am să spun ceva important. Se pregătesc lucruri pline de primejdie. Să-ți dau ceva, o apă zaharită, o dulceață? N-am chef de nimic, spune. Costache m-a rugat să ai grijă de oamenii lui Bibescu. Se pare că domnitorul a mirosit ceva. Aga e pus pe fapte mari, vrea să-i bage la bașca pe toți conspiratorii. Ceea ce-mi cere e lucru plin de pericolon. Știu, dar nu uita că și eu mi-am pus capul în joc. Când voiau ăia să te țină în cuplăraie la Stambul,
Ei, lasă, nu mai înține omiliile. Colonelul Conde, Orfeu von Ochsenstirn, aghiotant al ducelui de Saxa Coburg, mare dansator, mare duelist, m-a influat și m-a scos din fanar. Toată viața o să-mi scoți ochii cu asta. Și un străin ar fi uitat să-mi ceară recunoștință, pe când tu... Hai că asta deci paraponisită. Da, sunt. Parcă tu n-ai vrea să ai o soră care este soția domnitorului Șuțu. Mihai, spune, ce am de făcut? Aș vrea să te împrietenești cu unii dintre căudași. Eu care am vrut să-l iau odoarele, banii pe arme, ai haz. Omul se mai înșală, se mai schimbă. Te crezi prea proști. Au miros la oameni. Eu am să încerc să mă prefac, dar îi cunosc. Aici totul este posibil. Unde-i puterea, acolo sunt toți. Costache al meu un mare reazem. Pe marele dragoman al porții. Nu trebuie decât câteva mișcări. Niște jafuri, un foc, 100 de inși care să strige că nu-l mai vor pe Bibescu și cu asta. Gata. Despre hoțomanul ăla de mărgelat, tu mai știi ceva? Nimic. Parcă l-a înghițit pământul. Bună dimineața! Cum ai dormit? Prost. Șederea asta nu-mi face deloc bine. Doctorul Iulamila spune că mai ai mult până să te vindeci. Și pe urmă poterele sunt pe urmele dumitale. Te caută toți, ca orbeții. Ce le-ai fi făcut de te urăsc atât? Parcă n-ai ști. Zilele mele trec greu. Dumitale, ce-ți pasă? Mergi la București, te întâlnești cu Muscalini, cu regaliștii. Târguiești de la cupezi ce vrei. Adică să trece timpul mai ușor, dar eu... Crezi că o să mă fure un neguțător crisovelit? După știința mea, nu o să te fure un negustor crisovelit. Și un boier, un litinant. Nu, ai și aflat. Le umblă gura la muierile astea, dar o să le scurtez eu limba într-o zi. Și dacă ar fi așa, ți-ar părea rău? De ce nu? Ei, Holtei bătrân de pe vremea lui Ghica împușcat. Nici ochii nu stau bine în cap. N-a avut altă treabă cum natul meu Deivos decât să te aduc aici. Pagubă și păcat. Poznă ce ești. Tot n-am aflat ce-i cu domnia ta până acuși. Ar să știi cine e un alt de pierde vară ca mine. Să-ți spun drept? Nu-s cine știe ce curioasă. Am cu cine vorbi. Am societate. Dar când îți pică în ogradă Dita Maes Dragonul, un hoț favorit, cum arăți? Ca unul care vindea mere de pe vremea lui Sturza. Intri la idei. Asta cam așa e. Și nu ți-ar place un pezevenchi ca mine? Arăți ca un sălbatic. Se vede că s-au scumpit sănile și zurgălăi când te-ai născut. Ce vrei să zici? Ce să zic? Că după ce m-am învârtit la Paris și în Italia, am ajuns aici la tine, să te oblojesc. Un baron brișcă. Un haiduc de cotru. Un destrămat. Oțomanule, bandit de codru, o să te spun cu natul meu să te dea pe mâna ălora care te caută, să te bată la falangă! După informațiile pe care le-am cules, domitorul nu se teme atât de acțiile noastre, cât de intrigile celor care îi răvdesc domnia. Fără multă retorică, noi trebuie să facem o politică de tranzacțiuni. N-ar strica să-l câștigăm chiar pe vodă. Cu neputință, să tratezi cu tiranii? Ha, nu e cel mai rău domnitor. Dar trebuie puțină diplomație. Nu uitați că ne aflăm într-un loc de care trag trei haite. Cine va trata cu niște radicali? Frate Boliac, sunt de părerea fratelui Iliade. Aud că unii vor să-l suprime pe Bibescu, ceea ce nu intră în vederile revoluțiunii noastre. Marile puteri vor să ne mișcăm în limitele legale ale umanității.
Într-un cuvânt, nimeni nu dorește schimbarea domnului. El trebuie apărat la nevoi. Și dacă vom reuși, trebuie să-l facem să domnească, iar noi să guvernăm. Cred că sunt foarte bine înțeles de domniile voastre. În jurnalul meu voi face toată propaganda de care e nevoie, dar nu ajunge numai atât. Fratele Iriade are dreptate. De altfel, cum știți, Cogălnicianu și Alexandrii sunt cu noi. În Transilvania avem o mulțime de prieteni de nădejde. Răscoalele lui Horia au lăsat urme adânci. O seacă e în drum spre Ardeal, armele sunt la loc sigur. Fratele Golescu și Mărgelatul le-au risipit pe la Conace, prin locuri ascunse. Numai clipa să vină. Clipa o vom hotărâ-o noi. Ea nu trebuie să fie prea departe. După știința mea, Maria sa o să ne propună să schimbăm unele prevederi din codul Caragea. Și care ar fi acele schimbări? După acel cod, femeia adulteră pierdea jumătate din zestre în folosul bărbatului înșelat, dacă n-avea copii. Iar dacă avea, pierdea venitul zestrei întregi. Și Maria sa, Bibescu, ce-ar vrea? Vreau să desfințeze aceste dispoziții pe care le numește retrograde. Da, înțeleg. Dorește să-i asigure Marițica Ighica, zestre, lăsând-o în sapă de lemn pe Zoițica Brâncoveanu. Și noi ce am putea face, iubite Costache? Păi ar trebui să propunem un amendament prin care să se stabilească că bărbatul care hrănește țiitoarea să fie osândit la plata prețului zestrei pe jumătate femeii înșelate, adică Zoiței. Și că atât femeia necinstită, adică Marițica, cât și bărbatul vinovat, adică Maria sa, sau fie trimis în surgiu. Real crede slab pe vodă. Cum o să lase să se hotărească așa ceva în obștească adunare? Are și el oamenii lui. Aici pe cine mai avea noi oarecare să se opună lui vodă? Păi sunt Filipești, Vilara, tânărul Racoviță și Slătineanu, așa că putem împiedica ofisul domnesc. Ascultați-mă pe mine, Bibescu, nu-i prost. O să-l trimită pe unul în surghiun, pe altul o să-l facă bașboier, pe Vilara cel tânăr o să lungă ministrul al dreptății și lui Slătineanu or lui Racoviț o să-i dea hasnaua domnească și n-o să mai miște nimeni. Știi ce ai de făcut? 44 de slujbe cu lumânările întoarse. Dă ceva și popii, n-au voie să facă treaba asta. Nu trebuie să te învăț eu. Hai, hai. Hai. Am aflat lucruri noi. Boierii pe care bănuim noi se adună la baia turcească la aburi. Își pun lipitori, cataplasme, se bărbiresc, le moaie oasele niște băieșițe tinere. Vorbesc de ale lor numai în dodii. Dar iscoada mea tot a priceput păsăreasca lor. Spune mai repede, nu mă mai fierbe. Te-au părât lui vodă. Cine? Cine? Negustorii. S-au plâns că le iei pielea de pe ei, că vor ajunge în sapă de lemn. Lasă că le arăt eu lor. Trimite oamenii până de seară să le ia câmpul, că altfel le dau foc la prăbării. Care nu plătește, l-ai adus pe buză de iepure. Da, e la ușă. Bagă-l înăuntru și pe ei. Hei! Șezi! De ce? Poți să te ascult și în picioare. Pentru ce mi-ai salvat viața? Doar v-am trădat. O să afli! Ți-am căzut cu tronc? Vrei să mă îmbrac la croitorul Cocadu? Mulțumesc, nu. Ești tânăr, frumos. Nu vrei să-ți răsară de bucurie? La urma urmei, ce dorești de la mine? Sunt un copil lepădat, găsit în șanțuri. N-am nevoie de nimic. Și dacă vrei să știi cum aș șterge, o mai găsi în lături, la marginea drumului. Au mai încercat câțiva să mi-o facă. Chiar eu le-am luat viața. Te lauzi, nu vezi că nu ți-a căzut nici cașul de la gură? O să termin spânzurat pe podul Beinicului. Ascultă-mă ce spun. Și ce-ți pasă, dumitale? Mai târziu o să afli ce scop o să am cu tine. Puțin îmi pasă ce scop o să ai. O să te muncească cu fiare pe piept până lângă moarte. Unde nu am eu un astfel de noroc? Am cinste să turez ziua bună. Dai! Ia niște bani. Nu iau. Sunt ai obștii calicilor. Știi că nu mă joc. Așa cum ți-a scăpat viața, așa ți-o iau. Nu știu cum să mă urghei. Va trebui să vă tocmiți ca la ușa tortului. Ia de banii. Ia, hai. Oh. Burlui. O, nenorociților! Vedea mai smorți cu cine v-a trimis aici! Uscai saroasele mâinii cu i-a scris numele meu pe crucea asta! Nu te mai văi cări atâta! Nu trebuie niciun șfanț!
Totul e achitat. Coșciugul, crucea. Numai locul de veci și popii vă privește. Adică nu pe dumneata. Vreau să zic rudele. Na, bine, bine. Hai, mă, de ce v-a supărat, mă? Ce v-a căzut bucuria în scârbă? N-a coleat așa. Și hai să gândați! Rosaline! Rosaline! Ce-i buer? Cine să ia de-mi taie pomul din grădină? Păi eu de unde să știu? Evdochie! Evdochie! Ei! Cine sunt nenorociții aia care-mi taie pomul din grădină? Păi Caroleu cu ai lui! Le-a mai tăiat unuia un pom din poartă și l-au găsit mort! Ce vrei să zici? Păi ce ai auzit? N-ai plătit taxele, ăștia nu iartă! Du-te și pune-i pe goană! O să vorbesc cu Aga. Nu se mai poate așa. E a doua oară când mă șupoaie anul ăsta. Are balta pește. Mai bine le-ai dat ce li se cuvine ca să nu te văd, Doamne ferește, cu lumânarea la cap. A venit alu Caraleu și ți-a lăsat semn. Se sfârșește anul și nu le-ai plătit ceaia lor. Geaba te mai păzim noi. Deci n-ai cum să te ascunzi. Doamnă, un gonfalone nu se lasă cumpărat la un preț atât de mic. Azi dimineața am semnat contractul pentru deschiderea teatrului optic din sala Momolo. L-am angajat pe prestidigitatorul Bosco pentru a face reprezentări din arta veche a magiei egiptiene, pe fotograful Scarlat Vârnav, care va expune daguerotipii cu vederi de la Paris și din alte capitale europene. Sunt în corespondență cu surorile Bronson, cred că ai auzit de ele. Închipuiesc că n-am auzit. Astea nu știu prea multe veșminte pe ele. O să fie o înghesuială ca la focul mare. Te rog să mă crezi. Am comandat la Viena o trăsură de 4.000 de ducați și doi cai orlovi. Ascultă, Vincenzo. Ai mâncat aseară ciuperci otrăvite sau ai spart o bortă de biserică? Stai jos. La vita e una merda. Am spus-o întotdeauna. Cheamă de grabă pe doamna. Tot bani cald, nu-i așa? Păstrăvi. Pe vremuri mâncam câte 100 de stridii și a doua zi n-aveam nimic. Așa mi-am ținut vocea. Doamnă, sora dumneavoastră. Ce s-a întâmplat? E cineva la tine? Vino. Ce mi oferi să-ți dau o veste? Bună rea? Depinde de ce învârim deget. Uite! Mărgelatul al dumitale, zis trandafirul galben. Ce idee romantică! Se află la conacul lichinantului Davos. Sper că ceva sigur. N-ai decât să te convingi. Nu știi de la mine că ăsta îmi pune pielea pe băzi dacă așa... De data asta nu mai îmi scapă. Ți-e frică că o să afle logodnicul tău? Și dacă? În locul lui ți-aș tăia părul ăsta frumos. De ce n-o faci? Ce mai aștepți? Noaptea știi să dai târcoale pe sub geamurile mele ca un cotoi. Ți-o părea rău, hă? Ne vede cineva. Ți-am spus că vreau să mă duc la altar cu mama, cu mama. Domnișoare! Domnealul îl caută pe domnul Margelatu.
Ei, bate-te să te bată. Că noi fim mărtac. Dar cum credeai? Ultima dată când m-am bătut cot la cot cu tine, trebuia să fi murit. După cum vezi, mi-a dat Dumnezeu zile. Ei, unde ai plecat? Nu vrei să-l cunoști pe prietenul meu? Bagă-l întâi într-un butoi cu apă și învață-l să spună bună ziua. Muiere. Ascultă, mărgelatule, frăția m-a trimis aici. De mai multă vreme Rosetti m-a însărcinat pe mine și pe încă vreo câțiva. Să facem în diferite locuri spionlecuri. Eu am nimerit într-o gaură de viperă. Ai auzit de podul calicilor? Cum? De una strigoaia, cu coasa, otrăvitoarea. Ai auzit? Parcă. Se zice că e o femeie de neam mare, care a sărăcit la bătrânețe. O rudă de-a lui Ghica, căciulă mare, care a cerșit ce a cerșit și acum e starostă pe zecei din cloaca aia. Și ce legătură am cu treaba asta? Ai, că o să-ți vină plocon o ceată de vagabon să te umfle. Și că-i spionai pe cerșetor. Cu coana te vrea viu. Nu știu ce are de împărțit cu tine. Vorbești serios? Păi cum altfel? Și când ar fi petrecerea asta? Păi astăzi ce este? Miercuri. O să zică vineri spre seară. Pe la amurgit, ești bun de saftea. Parcă pleci la o vânătoare, nu? Tu tot atât de repede tragi la pistoale? Că doar nu m-am ologit. Ce frumoase vremuri am petrecut împreună. Ce femei, ce băutură, ce bani. Alte vremuri. Minunată epocă. Dar tu, tot așa de bine iei cioara din par? Un singur lucru mă frământă. De unde dracu a aflat ăia că eu și cu Dave o să mergem vineri la vânătoare la conacul lui Costache Șuț? Trageți în cai, coconei vrea întregi. Așa e omul de-acu. Pe vremea mea le aduceau numai pistoalele și cizmele. Parcă n-ar mai avea încredere în niște copiii durerii ca noi. S-a lăsat cu vânzare, mă! Haide! Hai! Lasă-mi-l mie! Nu! Lasă-l să se ducă! El o să le dea veste când a murit. Cum îmi vine fișiul ăsta? L-am primit de la Marițica Ghica din Veneția. Apropo, au început zidirile ei? Că piatra a adus-o. Nici nu s-a cununat cu vodă și face pe marea doamnă. Parcă voi ce-ați face în locul ei? Și Vodă Bibescu nu le-a făcut vreo remontranță? Că a cheltuit slavă domnului bani cu carul. Meșteri talieni, arhitecți, ține-i pe mâncare, pe băutură, dă-le bani de buzunar, fă-le cadouri. Trai, neneacă. După câte știu eu, măria sa e căzut după Marițica Ghica. Dacă i-ar cere și semiluna de pe Aghia, Sofia i-ar aduce-o. Vezi că a venit și Aristide, fii și tu drăguță cu el, că destul te-ai ghilosit cu zdrahonul ăla. Ori poate nu-ți mai place, Aristide. Tot doină, dragi. Tot două picioare. Cum spunea bunica mea, Dumnezeu să o ierte. Vezi că dacă află în stare să rupă locotna, e ambițios. Ca femeie te înțeleg. Ei, aș cam fi gata, fetelor, mergem?
Lupta am destul, speranța se ivește. Bibescu a dat o amnistie de care beneficiază cei de la Telega. În fond, tot oamenii noștri. Ce spuneți, domnule Costache? Ce să spun? Chiar așa este. Începe o vreme de pace. Da. Crezi? De ce n-ar fi așa? Ce mă privește, lenea s-a încubat în mine. M-am dedat la proza cea domestică. Lumea zice că n-ar fi chiar așa, că aerul ăsta campestru ți-ar folosi. Vorbe, vorbe. Oricum să știi că mai toți boierii pământeni țin cu frăția. Patrioți, s-au săturat de străini. Cu atât mai bine. Iată de ce v-am și chemat aici. Aristide, fiul meu vitreg și confident, acum a picat de la Paris, unde a dus niște letere de taină. Cei de acolo ne sprijinesc. O roză se înalță la răsărituri. Contați pe mine. Voi sprijini revoluția cu oameni și bani. Pe domnul acesta nu mi l-ați prezentat. Ah, e un bun prieten de-al meu, îl cheamă Mărgelatu. Ah, am auzit de el. Ce mică e lumea. Sper să vă cunoașteți cu toții. Da. Serviți-vă, de curaj. Nu ne văzusem de mult, mi-era dor de voi, drăguților. Ah, se pare că în ce te privește, nu o duci prea bine. Stai ascuns pe la moșii. Dar cu amnistia asta nu o să se mai lege nimeni de tine, hm? M-ai iertat, Vodă. Se pare că vă cunoașteți de mult. Da, ne-am întâlnit de câteva ori în împrejurări foarte plăcute pentru amândoi. Dar după cum se vede, am scăpat cu bine, și eu și el. Semnalul! Piciorul. Oh, s-a zis cu vânătoarea mea. Te doare? Parcă a morțit un pic. Nu e nimic, are să treacă. O să se umfle puțin, peste 3 zile să patineze din nou. Să te conduc? Da, sigur. Dă-mi. Așa. S-a întâmplat ceva? Mai nimic. E rău? Se umflă! Uite că se umflă! Oh! La început nu te-am recunoscut. Nu purtai barbă. Eu te-am recunoscut imediat, nu te-ai schimbat prea mult. Te caut de multă vreme. Și eu te caut. Știi că unul dintre noi doi trebuie să dispară. Și crezi că ăsta e momentul cel mai potrivit? De ce nu? Un accident de vânătoare, ce poate fi mai logic? Atunci cum facem? Când ajungem în vârful dealului, tu o iei la dreapta, eu o iau la stânga. După 20 de pași ne oprim și tragem unul între altul. De acord?
Hei, hei, opriți-vă! Tragi tot atât de bine ca pe vremuri. Dar pentru mine tot un laș vei rămâne. Nu mă simt mai vinovat decât tine. Domnilor, de terenul meu de vânătoare, nesus între tu, a ne fi un grand dezonor. Sper că nu-i vorba de o femeie. Da, de unde? Socotel mai vechi, asta întotdeauna costă. Poți arbitrezi? În ceea ce mă privește, n-am nimic de spus. Dumneata, ce ai de spus? Cred că în ce mă privește am dreptul să știu. Pe dumnealui îl înțeleg. Vrei să-mi dai o explicație? Cu tine vorbesc, Aristide. Într-adevăr, e o poveste mai veche. E tatăl meu Vitrec și prefer să-i spun ce am de spus în fața dumii tale. Dezleagă-mă de jurământ. Te dezleg. Am făcut parte amândoi din eterie ca voluntari. Am luptat la Drăgășani în batalionul Sacul. Suntem singurii care am supraviețuit. Știi câți au murit? Știu, toți. Trebuia să fi murit și noi. Înainte de bătălie, ni s-a dat o travă ca să nu existe supraviețuitori. Eu și acest om n-am luat-o. E o chestiune gravă. Ai de dat vreo explicație? Sunt toți de domn, fiul lui Mavrogen. Într-o zi pot lua locul lui Bibescu sau pe-al altuia. Merita să moară un om ca mine așa orbește? Nu pot să-ți răspund. Probabil că în locul tău aș fi făcut la fel. A fost o nebunie grecească, numai ăștia au sentimentul onoarei dusă până la prostie. La roi spune totuși Șoschi un sort din besilite. Și la ta? La mine a fost ceva mai simplu. Aveam 20 de ani. Mi-era milă de mine să mor așa de tânăr. Am fost laș. De atunci m-am băgat în treburile cele mai încurcate pentru că am vrut să mor. Până acum n-am reușit. Azi era un prilej, dar... Urcați și să nu scoateți un cuvânt despre toată povestea asta. Dumitale, ți s-a părut că ai văzut un mistreț și l-ai rănit. S-a mai întâmplat. Înțelegi? Consider că lucrurile nu s-au oprit aici. Bate vântul. Are să ningă la noapte. Haide! Cum se simte, Aristide? Aerul tare și doctoriile l-au învins. Doarme. Costache, și eu sunt cam obosită. Bine, du-te. Agata, tu mai rămâi? Da, după masă ca asta îmi vine greu să mă ridic. Iartă-mă. Doarme dus. Putem vorbi. După cum vezi, putem să ne folosim de frăție cât o să avem nevoie. Cu cealaltă treabă cum rămâne. Ai aranjat ceva? Da, o să găsesc omul care ne trebuie. Când ar fi ziua? Nu mai târziu de Florii. E bine. Și cu ăsta ce aveți de gând? Cu cine? Cu Mărgelatul. Totdeauna apare când ți-e lumea mai dragă. Azi era un bun prilej ca să scăpăm de el. Dacă Aristide era mai norocos? Mai sunt câteva zile. Am pregătit tot ce trebuie, numai pe ucigașul l-am ales. Mare lucru. Tragem la sorți. E o poveste și cu tragerea asta la sorți. Ce vrei să spui? Al de Caraliu și al de Cârcu nu prea se îndeasă. Dar cine se îndeasă? Sunt vreo trei. Al de Nil, al de Uligaie și Buză de Iepure. E tânăr și prost. Da, da, nu vrea să renunțe în ruptul capului. Probabil dorește să-ți fie recunoscător pentru că i-ai salvat viața. Atunci când era să-l înnec. Și pe urmă numai ăștia trei știu despre ce e vorba. Nu e bine să renunțăm la el. Nu e bine să-l dăm deoparte. Bagă-i înăuntru dacă zici așa. Știți despre ce este vorba? Cine toarnă e mort. Știm. Tragem la sorți. Nu. Nu așa. Dar cum? Avem noi legea noastră. Cel care dă mai puțin, câștigă.
6-5. Am rămas noi doi. Doi, unu. O să-ți fie greu să dai mai puțin ca mine. Mai dă o dată. Sper că ați luat toate măsurile de precauțiune și că nimeni nu știe ceva de ce am plănuit. Bineînțeles. Vă cer să faceți acest lucru pentru că în vederile mele nu este o revoluțiune, ci un act individual care ne-ar scuti de neplăceri mai mari. Unde e revoluțiune, se formează partide, apoi vin pasiunile, anarhia și masacrul. Ori tocmai asta trebuie să evităm. Odată dispărut Bibescu, drumul nostru spre putere este deschis. După cum știți, maica mea a cabalat și ea. Și-a aranjat printr-o doamnă suspusă cu un Lazaron numit, auziți, domniile voastre, Buze de Iepure. Un om fără scrupule, capabil de orice. Da, cunosc. Aspasia mi-a spus despre ce este vorba. Dar va trebui să vă alegeți două locuri diferite. Primul care va încerca să-l suprime va fi sitarul de care am vorbit. Și cu atât mai bine dacă va reuși. Dacă va rata, dumneavoastră doi nu o să-i mai lăsați nicio speranță lui Vodă. Aristide, tu vei conduce lucrarea. Iar dumneata, Boiornasta, o vei supraveghea. Eu, din păcate, nu voi putea lua parte la acest zaiafet. Știi ceva? Viața asta nu-mi place deloc. Eu nu știu ce așteaptă frăția. Au treburi diplomaticești. Sluga dumneavoastră. Aș putea să vorbesc cu signor Margelatu? Eu sunt. Numele meu este Vincenzo Gonfalone, artist liric. Vorbiți foarte bine limba noastră. Si, da. E, atunci eu mă duc până la manufactura de jos. Am comandat niște cozi de stofă de Brașov. Luați loc. Cu ce prilej? Devinați. Nu pot să-mi dau seama despre ce poate fi vorba. Vin. Din partea unei doamne. Îmi permiteți? Vă rog. Bun vin. Așadar, unde rămăsesem? A, da. Am fost însărcinat, sper că nu ne-am de cineva. Nici o grijă. E al hanului. E sânge de iepure. Da, sânge de iepure. Spuneați că... Spuneam că e vorba de o afacere molto serioasă, confidențială. Înțeleg. Vă cer cuvântul de onoare că tot ce vorbim aici va rămâne între noi. Cine sunt? Dandiști și eleganți fac echitație. La Paris, la Viena și la Petersburg există școli. Noi ne-am ocupat mai mult de agricultură și comerț. Artele și științele cam lipsesc. Din cauza puținelor încurajări și
a lipsei stabilimentelor necesare. Ba nu, măria ta, biserica este profund nemulțumită de toate vodevilele fantasmagorice și dramele cumplite și comediile și farsele pline de imoralitate pe care mitocanii Parisului cu teatrele lor franțuzești le aduc în fața mulțimii. Cum poate sfinția ta să vorbească în felul acesta? Piesele sunt pline de mitologicale, de învățături. Dumneata nu ești țiitoarea italianului aluia Gonfalone, cel cu voce argentină și tunătoare, și care îmbraci vara mantelă neagră și-ți boiești părul, și care după gurile rele îmbraci și pantalon bărbătești? Păi, sfinția, dar dacă poartă călugării fuste, de ce să nu ne punem și noi nădragi? Pe atâta lucru nu o să ne afurisești, Margeratului, cei cu Aristide, nu-mi place, are o neliniște. Rodurea capul. Nu e singur. Voi cunoașteți pe cei trei care se strecoară pe scări? Pe unul cunosc, e Chihaia, băiatul băierului Chihaia, zizurat de mult, pe care l-a scos din slujbă Bidescu. Al de sus e clientul meu. Voi doi la câte unul. Hai. Te-ai dat cu agia? Așa îmi plătești faptul că ți-am scăpat viața odată? Că știi că de data asta ți-am salvat eu viața. Și acum ce ai de gând cu mine? Tu du-te cu Dumnezeu, cu ăștia am o treabă. Hai! N-avem mai neteme, boier Șuțu. Măria ta, domnul Rossetti dorește să vă vorbească. E însoțit? Da. Golescu, Eliade și locotenentul Daivos. Să intrăm. Iar ceata asta de zurbagii. Se cred la Paris. Sunteți așteptați, domnilor. Mulțumesc. Domnilor? Conform înțelegerii și ca urmare a memoriului depus la cancelarea măriei tale, am dorit să știm dacă putem să primim vreun răspuns la cererile noastre. Fiți buni și repetați față de domniile lor, care sunt doleanțele. Măria ta, lumea întreagă se agită. Poporul nostru nu a fost nici el scutit de nenorociri și vexațiuni. Sunteți fiul acestei țări și aveți puterea să-i stingeți suferințele. Puneți-vă în fruntea luptătorilor pentru justiție. Dați țării o constituție. Înălțătoare vorbe. Numai că uitați pe ce pământ mișcător ne aflăm. Puterile care ne înconjoară abia așteaptă să greșim. Ele văd în aceste încercări de emancipare o împotrivire pe care nu o vor tolera niciodată. Dumneata, ce spui, sfinția ta? Nu stricați rânduierile vechi consfințite și de biserică. Iată ce spun oamenii mai bătrâni care nu se înflăcărează la idei străine. Cum dorește măria ta să facă? Dar totdeauna e mai bine să preîntâmpini focul decât să-l stingi. E o amenințare? Nu, măria ta. E numai un sfat ca să găsim un drum al înțelegerii și al cuprinderii înțelepțești. Măria ta trebuie să conducă poporul să-l înțeleagă, nu numai la noi. Pretutindeni e nevoie de reforme. Ar trebui să mergeți în întâmpinarea acestor aspirații și dorinți. Dumneata, boier Șuțu,
Ce gândești despre toate astea? Nu mă îndoiesc că Maria ta va găsi calea cea mai înțeleaptă pentru a împăca toate părțile. Sei zile trecute la Vodă, unde au picat parcă aduși de un vânt benevolent oamenii lui Rosetti și Arăpilă Negru cu cerurile lor de constituțiune. Nici că se putea ceva mai bun. Ce vrei a zice? Trebuie să folosim aceste revendicări ale frăției pentru planurile noastre. La ce te gândești? La niște mișcări, cum zic bonjuriștii. La niște dări de foc. Ce spui de treaba asta? Nu-i gândit rău. Cum te simți? Te-ai obișnuit? Totdeauna începutul e mai greu. Bine că scăpară în fața curată. Crezi că Vodă nu bănuiește nimic? El e mai ales necrezător, Vilar al tânării mai ager. A mirosit ceva. Noroc au pus ei mâna pe buză de iepure. Meritați. Ar fi momentul să te hotărăști odată. Toată lumea mă întreabă ce mai așteptăm. Logodnă lungă, bănuială curată. Ce ai de gând? Ce vrei să spui? Vreau să spun că ești prea cochetă și că lumea a început să vorbească. Știi bine că nu-mi pasă de gura lumii. Să cred că toate amânările astea sunt din cauza celui coate goale cu care te-ai întreținut în lipsa mea? Tare proști mai sunt bărbații. Femeile sunt ca pisicile. Trebuie să știi a le distra. Dar voi cu politichia voastră habar n-aveți de treburile astea. Și ce era să fac? Mă plictisise. Fii fără grijă. Sunt o femeie care știe să aleagă. Ce vrei să zici? Ești încă tânăr. Azi mâine poți deveni domnitor. Și situația asta nu se disprețuiește. N-ai pic de inimă. Sentimentele. Nu mai sunt nici eu o copilă. Am ales. După pași ne punem cununiile. Îți place? Așa-mi trebuie dacă umblu după fustele unei femei frumoase. Ce citești cu atâta sârg? Lista de persoane care trec prin București. Și îți spune ceva treaba asta? E cum să nu uite ieri de pildă, a ieșit din București, excelența sa, inspectorul carantinelor. La Călăraș a sosit Nicolae Mavros și domnul Luigi Beccacci, supus Chezaro Crăiesc, venind de la Italia. Nu înțeleg. Când o să mai crești, o să pricep tu. Ce vrea să zică? Că de pildă domnul Joly, secretarul consulatului francez de la Caiur, a sosit la București. Ca și domnul Ioan Grigoriu. Argintar de la Zimnicea. Să crăp dacă pricep ceva. Nu lipsește de pe listă nici Alecum Osaxidi, supusul britanic care merge la Slam Râmnic. Da, da. Uite, a intrat în capitala Ahmed Țin Suliman și Abdullah Farah Haga, turci de la Roșuc, și-au tras la Hanul Gabroveni. Între ăștia trebuie să fie niscai spioni. Care englez, care turc, care austriac. Și-au dat întâlnire aici. Pune ei ceva la cale. Frăția trebuie să afle. Ha, iată, uite ce dovleac port pe umeri. Ea te-a trimis? Da, zice ca să mă urmezi. Cum de s-a îndurat? Pe de unde să știu? Ia înainte. Lipsesc puțin. Am o treabă. Mi se pare că se lasă cu pirostrii. Dar ce-i chiar? Ce să fie? I s-au prins călcâile. O femeie? Da. Ar trebui să te ții după el, că mulți îi poartă sâmbetele.
Ma, unde mă duci tu? N-ai încredere în mine? M-a trimis Cocoana, zice să te aduc musa, că de când îi tragi clopotele... Ia, mai țineți gura aia, hai de drum. Am ajuns. De ce m-ai ocolit atâta? Așa mi-a spus Cucoana și am făcut. Ce vrei, să ne afle lumea? Mai dă un pitac. Na, spurcatule. Frumos loc. Nu știam că există asemenea cuiburi de desfătări. Omul până moare multe află. Cum mă găsești? Ești singură? Cu cine vreau să fiu? Doi că am avut când am fost mică. Nu te așezi? Nu te-am mai văzut de multă vreme. De Florii, când ai salvat viața lui Vodă. Eram foarte mândră de tine. Totul s-a aflat. Și pe Aristide cu el ai lăsat. Ei, Aristide, ca orice grec se ocupă mai mult de afaceri. Cred că nu o să avem o căsnicie prea fericită. Căsnicie, ai spus? Da. Parcă știai că suntem logodiți. Credeam că... Ce îngrezători sunt bărbații! O plimbare, niște cuvinte frumoase, puțin patinaș pe eleșteu. Crezi că ajunge? Ce să ajungă? Ca o femeie să-și lase familia, averea și să se ducă după un frumos bărbat care și-a petrecut o jumătate din viață în pușcării, a? Și pe a cărui piele s-a pus un preț atât de mare. Nu înțeleg. Hai să înțelegi foarte curând. Nici acum nu înțelegi. Ba da. Ai vrut să mă vezi înainte de a merge la biserică cu logodnicul tău. Și dacă ar fi fost... Nu pe acolo. Pe aici. Tocmai acum, când era mai mare nevoie de el, ai scotoșit peste tot? Parcă l-a înghițit pământul. Am căutat în dreapta, în stânga, toți muți ca mormântul. După legea veche a hoților, să nu-i fi făcut felul careva. De asta mă tem și eu. S-au mai văzut cazuri. Dar mărgelatul nu e omul care să se lase omorât cu una cu două. Și atunci? Ce facem? Nici eu nu știu. Totul e să-l mai găsim în viață. Bunata dumneavoastră ar fi trebuit să știe ceva. Cum adică? Cum să vă spun? Cu ea a avut întâlnire.
Află lucruri noi. Intră. Ce-i cu tine aici? Nu vrei să te întorci să stăm puțin de vorbă? M-a aștepta un joc înfricoșător de whist. Dar dacă vrei să mă faci să aflu lucruri care mă privesc, îți stau la dispoziție. Te ascult. E vorba de Margelato. Știu că te-ai întâlnit cu el acum câtva timp. De atunci nu l-a mai zărit nimeni. Ești bine informat. Dar eu ce să-ți spun? Că ne-am certat din motivele pe care le cunoști? Totuși ești ultimul om care l-a văzut. Orașul e mic. Și pe urmă ce căutai tu într-un loc atât de ticălos? Asta mă privește. Cum se mai duce vremea? A venit para. Ați auzit? Vodă face în curând nunta. Parcă nici n-a trecut prin ce a trecut la Palatul Mogoșoaia. A avut noroc. Ia spune, domnule, ce s-a întâmplat cu Tihaia acela? A, domnul a iertat. Dar și el, văzând că arată lovitura, s-a prăbușit balegă la picioarele lui. Și Bibescu i-a pus mâna pe umăr. Acum, cred că e prin vreun garnizon. Ați auzit ce scrie la cantorul de avize? Domn Ieronim Momolo și Bereli au decorat sala Momolo după cel mai frumos gust. Sala a fost plină nobilitatea toată, damele cele strălucite cu berlianturi. Cocorițele cele tinere sta ca nimfele. Adevărat că tot strinul voiajor ce au fost între acest club va trece în portofelul său în semnare națională. Și va povesti întorcându-se în patria sa că damele și cavalerii români au înaintat foarte mult în moral, învățătură, gust și galanterie. Ia pe omule! Neamule! Ia elixirul pentru viață menuntă! Profesorul Aurică vă recomandă acest elixir pentru viață îndelungată. Uitați! Profesorul Aurică vă garantează viață lungă. Întrebuințând în toate zilele acest elixir, omul trăiește îndelungat, fără alte doftorii și fără a-și lua sânge. El întărește puterile pierdute, mintea și virtutea vieții. Contărește temurarea nervelor, încetează durerea pătimașilor de podagră. Curăță stomacul de flecmă și de materie iute și grasă, devenind care priciunesc nemistuirea. El îndulcește sângele și stârpește limbricii. Pe pătimașul de vătămătură îl vindecă într-o minută. Face pe om voios, pe cei cu idoprică îi ușurează. Nemistuirea și greața după băutură curarisește într-un ceas. Ele buge pentru neauzire, puind în ureche câteva picături, după ce mai înainte ea se astupă cu ceva bumbac. El liniștește durerile de dinți, puind în dinte bumbac muiat în acest elixir. Acest elixir pornește mai bine circularea sângelui, precum și firea la partea femeiască. Face curățenie fără durere, curarisește frigurile după 3 dosise. Este prezervativ feritor despre bolile lipicioase. Și la copii scoate vărsatul fără primejdie. Taxele pentru domnie. Mai bine vă dăm foc. Ne-a spetit cu dările, sunteți mai răi ca turcii. O să-l prăjim și pe vodă, nenorociților. No! De ce nu plătești țările? De ce nu plătești țările, mă? Iată presiunea! Iată călcarea libertății! Cetățeni sfăriți în apărarea poporului! Nu vă lăsați că ne iau și lucrurile din casă! Nu le mai ajunge stalea în gât! Ei fac averi și noi cu dârvara! Dați foc! Thank you.
bună, zurba asta. Pregătește revoluțiunea. Trebuie să afle de ea toți tăbăcarii din dealul Sfirii, măcelarii, dulgherii din Popanan, toți meseriașii trebuie să afle și presele. Mulțimea trebuie învățată să se răscoale. Domnul Iriade, știe ceva? Cum de nu? Să-i pregătim motivatorul lui Vodă de să ne țină minte. Îți place? Spuneai că ții orașul în mână. Știu eu de unde vine pacostea asta. Stau în spate și ascult norodul. Și noi ne temem de mână de smintiți? Și ceilalți cine sunt? Nu mai înțeleg nimic. Treaba e mai încurcată decât credeam. Și spionii dumitale ce fac? Că bănuiesc că ai destui. Spionii mei, mă mint. Femeia aceea îi plătește mai bine decât noi. Ce femeie? Un fel de codoașă. N-am reușit să-i pun nimic în cârcă. Tot ce face, face pe ghicit. Se zice că e de la curte. Cum se poate? Așa îmi spun cei care mă mai ascultă. Și de ce nu arestuiești? N-am niciun temei. Doar Maria ta a hotărât să nu se mai facă abuzuri. Pune-i ceva în cârcă. De rest, nu mă tem eu. Hm? Ai destulă fantezie. N-aveți nicio grijă. Dacă Maria ta îmi dă deslegarea... Parcă s-au mai potolit. Nu știți cât de lașă-i mulțimea? Se întărâtă și apoi când aud focurile de pușcă, se gândesc la copii și la mămăliga de acasă. Nu ești prost deloc. După știința mea, toată această zaveră e mai mult o înscenare. Prepun că dușmanii Măriei tale vor să arate consulilor străini că domnia nu e sigură și că mulțimile nu vă vor. Oare? O să dezleg eu toate astea. Între cei care vor răsturnarea Măriei tale sunt mulți care vă sărută mâna și fac pe devotații. Dar în inima lor numai dracu știe să citească. Eu am răbdare. Dar și când am să-i lovesc? Nu crezi că ăsta e un semn? Ce semn? Faptul că n-a venit nimeni azi la ghicit. Da, e ciudat. Mi se bate ochiul stâng. S-ar putea să avem neplăceri. Ce-ar fi să-ți dai în cărți? Nu știi că cine ghicește altuia nu-și ghicește lui însuși, deșteptule. Am făcut un drum azi dimineață, când am văzut că în curte nu se află nimeni ca de obicei. Parcă s-a revărsat Dâmbovița și a înghițit pe toți. Crezi că e vreo lucrare iscusită? În locul Tomaș ascunde undeva. Mai e timp, în șoricăria asta nu ne găsește nimeni. Nu se știe, dacă îl prinde pe unul și îl trage de limbă cu mișloacele lor, ne găsești și în buricul pământului. Du-te, dracului, bea un rachiu și trece de frică. Ingherii au pus mâna pe Nilă și ai lui. Ce? Oamenii Agiei au înconjurat mahalalele și se apropie pas cu pas. Sunt de la Șerban Vodă, vin încoa. Altă trupă a spart cavafii vechi și se strecoară pe la Giangi. Au ocupat și curtea bisericii de jurământ. La corporația lumânărarilor, bumbăcarilor, bărbierilor, i-au strâns pe toți în căruțe și i-au dus la Agie. Nu mai trece nimeni nici încolo, nici încoa. Ce-ți spuneam? Ce fac oamenii noștri de pe ulița Mărgelarilor? Ce fac minții negustori pe care îi păzim cu puterea noastră? I-au smuls azi noapte din pat, luându-i fără zarvă. Au fost arestuiți cu furca. De peste tot se adună meseriașii și dau năvală în piața închisorii să-și scoată oamenii. Ce fac cerșetorii noștri? Trebuie să ajungem la ei. Aici o să dăm foc. Foarte bine, dar e o încurcătură. Ce încurcătură? Ca sunt săturile de belele. Dedesubt, în pivnițele fără răsuflători, se află paguba aia. Foarte bine, să ardă împreună cu șoarecii. Ba nu, scoteți-l de acolo și luați-l cu voi, că am o socoteală. La treabă! Hai. Ascultă aici. Pui pietroaile la loc, dai foc cât apuci și ieși. Ne vedem la părintele Gedeon. Hai! Chiamați pompierii!
Invadați toate ieșirile, prindeți-vi! Tu cine mai ești? Ah, strigoaia cu coasa. O fi mută. Ascultă, ce-ți datoresc pentru ce ai făcut pentru mine? Pomana se întoarce. Acum fiecare cu treaba lui. Fugi. Haida! Ie! Hai și dracu din pământ! Ghedeoane, n-auzi, lasă ușica aia cu vin și vină încoace, că n-avem vreme. Domnul cu tine, ce s-a întâmplat? Ce să se întâmple dacă sunt aici înseamnă că am fugit din cuibul nostru. Suie în clopotniță și bate clopotele în dungă. Dă semnal cioclilor și cerșetorilor să se adune în fața pușcăriei. Știi dumneata cum să le vorbești. Hai! Seria și măcelarii și țăranii. Voi la urmă printre ei. Acu e o pâine bună de mâncat. O să ne umplem de filipești. Praful de pe tobă, săraci, am fost săraci, murim de măcar să petrecem. După mine! Nu-i pentru cine se pregătește, ci pentru cine se nimerește. Deșteptul de Aga Vilaraș a pus în cap toți meseriașii și pe deasupra și pe calicii de la pod. Cu asta vă dar și șbilțul la gât. Ce se mai întâmplă? Dau foc orașului, s-au răzvrătit. Cu atât mai bine. Întărâtă-i, draci.
lăsați oameni buni! Ați nebunit! O să intrați toți în tribunalul criminalicesc! Vă nenorociți! Nebunilor! Închis oameni de vază de au venit atâția. Mulțimea voastră, o mulțime de oameni s-au adunat în fața închisorii și cere să-i liberați pe arestuiți. Becai! Becai! Ați împărați-vă, oameni buni! Că tragem! Ce aveți cu nenorociția aia de a strâns azi noapte? Dați-ne drumul! Credeam că te odihnești. Crezi că o să le dea drumul? Dar cum? Numai dacă sunt nebun o fac. Dar ce treabă ai tu? Ne-au luat și nouă câțiva oameni odată cu ai voștri. Vrem să-i scăpăm. Ce fel de om ești? Nu se vede? Se mănânc ca două picături de apă. Dacă toți suntem unul lângă altul, spune și mie. De ce nu mai lăsa să-l omor? Uite ce ne face. Cineva m-a rugat să nu te lasă trage domitor. Garda lui te omora pe loc. Chiar o dai de van pe direra? Parcă tu dai. Nu cumva a fost o muiere la mijloc. De unde știai tu unde să mă găsești? Uite așa am eu noroc. Unde e încurcătura mai mare, acolo hop și eu. Nu ți-e frică de moarte? M-am obișnuit cu ea ca țiganul cu scânteia. Stai! O să te omoare! Unde ne duci? Tunurile! Thank you.
mișcă! Asta ai vrut, asta ai, femeie nebună. Și acum aruncă trențele astea de pe tine și arată-ți adevărata înfățișare. Comedia s-a sfârșit. Trebuia să bănuiesc. Doamne, ești arestuită pentru dare de foc și jaf. Iar dumneata pentru instigare la răsmeriță. Poți să-mi spui și mie de ce nu mai lăsa să ardă șoareci în pivnițele alea puturoase? Pentru că uneori, ca să supraviețuiești, ai nevoie de dușmanul cel mai înverșunat. Eu l-am trimis pe Gonfalon la dumneata. Iată-ne și complici. Plutim în aceeași barcă. Mare haz mai are și viața asta. Putea să scape. De ce a rămas aici? Era băiatul lui și al meu.